În peisajul mirific al obârșiei Cloșan, jurnalistul Marius Șilibia și-a lansat duminica trecută volumul de versul intitulat Păgânele și cel de proză intitulat Amorale. Duminică 28 noiembrie 2010, obârșia Cloșani, punctul Furcavăii, orele 11. La pensiunea familiei Gheorghe Achim, jurnalistul Marius Cilibia și-a lansat două volume. Primul de versuri, intitulat sugestiv Păgânele, al doilea volum de proză, intitulat Amorale, povești pentru oameni mari. În deschiderea evenimentului, Marius Cilibia a vorbit celor prezenți despre ceea ce l-a determinat să organizeze această lansare la obârșia Cloșani. Autorul Marius Cilibia spune că cele două cărți lansate duminică la obârșia Cloșani constituie începutul unei colecții de buzunar pe care autorul le editează în intenția de a-i însoți pe iubitorii de literatură, oriunde și oricând. De scândec, îmi e dor când ești departe, cântă și îmbrăca în șoapte, pentru ochii tăi albaștri, mă-și petrece între sihaștri. Și te-aș îmbrăca în șoapte. Mi-este dor când ești aproape și te-aș săruta pe plape. Pentru o vorbă și un surâs m-aș muta cu tine în vis și te-aș săruta pe plape. Și te-aș mângâia cu vorbe desmierdând buclele-ți blonde, aș mușca fructul oprit, chiar de-aș ști că-i otrăvit, desmierdând buclele-ți blonde. Haide să uităm de probe, hai să ne îmbătăm cu vorbe, între viață și suspin, să trăim amarul chin, hai să ne îmbătăm cu vorbe. La moment de bucurie, alături de Marius Cilibia s-au aflat prieteni dragi. Au vorbit despre cele două volume lansate Viorica Stăvaru, Andreea Dobre, Vera Nicolae și Constantin Câtu. Cartea de versuri este o carte în tradiția cu minte și onorabilă a poeziei, să-i spunem, interbelice. M-aș opri mai degrabă asupra volumului de fabule moderne, veritabile parabole asupra întrebărilor, neliniștilor, speranțelor pe care le are, de fapt, omul modern. Sunt povești, subintitulate povești, dar, structural, ele nu sunt povești. Sunt texte dense, reușit concepute, original concepute, în care străbate de fapt tema poveștii și a povestitorului. Domnul Marius Cilibia, îi urez în primul rând la mulți ani, multă sănătate și multă fericire și să ne surprindă mereu cu asemenea locuri și să ne împărtășească din experiența și din admirația pe care o are pentru literatură. Îi doresc lui Marius Cilibia în continuare să scrie cât mai multe cărți, să scoată cât mai multe volume. A dovedit că are clasă de scriitor și chiar mi-a plăcut aceste două volume care le-am citit astăzi. Chiar mi-a plăcut volumele care le-a lansat astăzi, cu ocazia lansării celor două cărți la obârșia Cloșani aici. Îi doresc în continuare mult succes și să scrie cât mai multe cărți, că scrie foarte bine. La obârșia Cloșani, alături de Marius Cilibia, s-au mai aflat, între ceilalți oaspeți, consilierul local Romulus Vâlcu, Dumitru Iliescu, vicepreședintele Consiliului Județean Gheorghe Ovidiu, viceprimarul Mircea Grosu, consilierul local Mihaela Golea. Aș dori, domnule Marius Cilibia, să-mi spuneți cu ce sentimente v-ați primit prietenii astăzi aici la obârșia Cloșani și de ce ați ieșit din urbe, din Severin, de ce ați venit aici? I-am primit pe toți prietenii așa cum te-am primit și pe tine, Monica, pentru că și tu ești unul dintre prietenii mei. I-am primit cu prietenie, cu căldură, cu speranță, cu dragoste. Am vrut să lansez aici, la Furcavăii, pentru că este un loc care mie îmi place extraordinar. Cum să spun, nu mă leagă nimic, nu, rădăcinile mele nu sunt de aici. Mă leagă însă prietenia de niște oameni, de familia Achim de aici, curățenia lor sufletească, bunătatea lor, dragostea lor pentru cultură, pentru că în multe nopți aici la Furcavăii am petrecut alături de Gheorghe și de Maria Achim și de copiii lor minunați, clipe absolut extraordinare în care am vorbit despre cărți, despre cei care le scriu și despre ce merită scris. Am vrut să ies dintre betoanele și gazele de eșapament, acolo unde mi-am lansat primele 5 cărți,
ca să vin aici la Forcavăi în aer curat, între oameni curați, minunați, pentru două lucrări care mie mi-au plăcut foarte mult. Duminică 28 noiembrie la Obârșia Cloșani a fost de fapt dublu motiv de bucurie. Marius Cilibia nu numai că și-a lansat volumele literare Păgânele și Amorale, dar și-a sărbătorit alături de prieteni și împlinirea frumoasei vârste de 47 de ani, la mulți ani și putere de muncă din partea Cotidianului și Televiziunii Datina pentru Marius Cilibia.